De la Paris și Londra până la București și Berlin, statele occidentale și-au declarat solidaritatea cu Israelul și-au condamnat agresiunea iraniană. Însă o posibilă ripostă simetrică din partea Ierusalimului alimentează temerile privind escaladarea incontrolabilă a conflictului. Responsabilii israelieni au dat de înțeles că își vor coordona un eventual răspuns cu aliații. Potrivit CNN, în discuția telefonică purtată azi noapte, președintele american i-a spus premierului israelian că Statele Unite nu vor participa la operațiune împotriva Iranului. Iranul consideră atacul un răspuns legitim după raidul israelian efectuat în Damasc pe 1 aprilie, când au fost eliminați mai mulți înalți responsabili ai gardienilor Revoluției, armata ideologică a regimului islamic. Iranul șiit nu face un secret din faptul că finanțează și coordonează nu doar gruparea șiită Hezbollah și pe rebelii Houthi din Yemen, de asemenea șiiți, dar și pe suniții din Hamas și jihadul islamic. Toate aceste organizații au atacat necontenit Israelul, începând cu 7 octombrie anul trecut. In amaliyat az nazar ma khatme yafte ast, amma chenan che rejim sahyonisti iqdami ro alayh jomhuri islami Iran, che dar khak ma va che dar marakez mutaalleqe be ma. Subiectul nu este însă închis și pentru guvernul de la Ierusalim. Tikon bahu. Mishe pogea banu, anahu pogim bo. Amaraha zot עדיין לא הסתיימה, אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. Până acum, Iranul nu a atacat niciodată direct Israelul, ci doar prin intermediul acoliților săi. Of the range of options available to the supreme leader in Iran, this is among the most aggressive that I would have predicted. This is an unprecedented attack by the Islamic Republic of Iran, the world's worst state sponsor of terrorism. Multiple thresholds have been crossed here. Israel is going to fill a need here to respond as well, because Israel just cannot accept a status quo where anytime Iran is not happy with something that they conduct a major attack on Israel itself. Că lumea civilizată trebuie să ia poziție puternică împotriva Iranului și să fie mult mai hotărâtă. Singurul mesaj pe care Iranul înțelege este mesajul de forță. Institutul American pentru Studiul Războiului atrage atenția că Statele Unite și aliații lor se confruntă cu un grup de adversari din ce în ce mai interconectați, care se ajută și învață unii de la alții. În acest caz, după exemplul Rusiei în Ucraina, Iranul a conceput un atac combinat cu drone, rachete balistice și de croazieră, menit să copleșească apărarea antiaeriană a Israelului. Concomitent au fost lansate proiectile și din Liban și Yemen. Cât despre beneficiarii indirecți, Federația Rusă, evident, dorește ca Occidentul în acest moment să aibă mai multe puncte focale, în așa fel încât sprijinul pentru Ucraina să fie unul redus, inclusiv din punct de vedere al configurării deciziei politice. We all want to avoid a regional war, but the question is how do you best achieve it? And my point is that if our adversaries are left with the impression that avoiding war is the most important thing for us, then you're simply inviting aggression. Dincolo de toate aceste calcule și speculații, povara pică pe oamenii obișnuiți, care își văd viețile scoase de pe făgașul firesc, fără nicio perspectivă de pace la orizont. כאילו מלחמת עולם בפתח שכולם יודעים שהיא יכולה להתחיל ומשהו אחד מסלים, זה מאוד יכול להידרדר וזה מאוד מפחיד אותי. I'm really sad that this generation is experiencing this kind of war in reality.